Păi n-ați vrut să spuneți voi să facem... Ce? N-am registrat lecția să reduc. Nu s-a registrat? Nu, mă, că nu mi-ai spus să dau drum la cameră. Ce mai dar aș știți că ați oferit. Păi, obosit, n-am mai dat drum. Opresc după ce se termin clasa aceea și îi dau drum de nou. Îi dau. Data viitoare îi dau. Da. Hai să, măcar lecția asta să o registrăm pentru cei care nu o văd. Da. Deci, să dăm mulțimea G formată din... Și așa de frumos a fost listul din trecut. Mm-hmm. Era o pare, la fel. Mai aduc mâini. Îl faci din nou, nu? Aduc alte, da. Aduc altă fel, da. Deci, A de X este o matrice de mulțimea G mare din toate matricele din modelul ăsta. Și trebuia să arătăm că A de X ori A de Y e tot din G. Și am muncit, am arătat că A de X ori A de Y e de tipul A de indice X plus Y plus 3XY. Da? Mulțumim. Și acum avem nevoie să facem A1 la... Am mulțit așa și am ajuns la concluzia asta. Și acum să facem A1 la N. Mai întâi să văd ce înseamnă A1. A1 înseamnă egal cu matricea 2, 1, 2, 3. Pe care am să o scriu. 1, 0, 0, 1 ca I plus 1, 1, 2, 2. Păi e bine așa. Că dacă adun, da, da, face 2, 1, 2, 2 și 3. Am scris-o ca I plus. Că fiind la 1 la M, tot așa, am bătut pe binomul unitor. Să vedem ce se întâmplă. Deci egal mai departe cu I, plus matricea B. I2, nu? I2, da. Și matricea B, asta am luat. Și acum, am unul la N. Am unul totul la N, egal cu I2, plus B, totul la N. Și este compilare din N la T0, I2 plus combinare din I la o putere. Da. Are nicio, ori I. Ori I, bine. Ori I2, ca altfel. N-ar avea loc rost scrierea. Ar fi un scalar adunat cu matrice și nu poți să vorbești așa ceva. Plus I combinare din I luate câte 1 ori B. Ori B, ori I, 2 la I minus 1, care n-are nicio contribuție. Plus combinare din I luate câte 2 ori B la 2. Plus combinat din el, luate câte 3 ori B la a 3-a. Și pus punctul ce mai departe, plus combinat din el, luate câte N ori B la N. Și acum ne ocupăm de B la N. B la a 2-a. Deci B-ul este 1, 1, 2, 2. Și atunci B la a 2-a. Este 1, 1, 2, 2, ori 1, 1, 2, 2. Dar voi ducați mai mult la matrici? La, la limite de funcție ați trecut sau la ce? Da, faci limite, dar avem desa matricii sau matricii. Și acum astea, la bugea. Da? Asta, asta. E mai bugea, de... Bun. Le-am ușa la rezumă, că îmi place acum. Aduce-mă, aduce-mă. Da? Da. Numărul e, limite fundamentale toate. Vă dați sau? Sinus, cu tangent. Și l-ați demonstrat un pic acolo, de unde vine asta? Da, viteză, da. Da? Prea... Așa, mai gândim, mai lucrăm acolo. Ar fi bine să știți mecanismul. Ne aduc joi. Da? Mai lucrăm de la matrice. Bun. Bun. Deci vine 1 plus 2, nu? Face cât aici? 3, nu? 1 plus 2, 3. Iar 3, din același motiv. 4, 4, 3, 3, 4, 4. 4, 4, da? 3, 3, 4, 4. E urât chestia, nu cred că se mai topește așa frumos. Așa, mi-a face bela de la asta. Nu prea am curaj. Bela 3, egal cu 3, 3, 4, 4. 4, 4, 6, 6. 1, 1, 2, 2 face 5, 5, 8, 8.
5. 5. 6 și 40. Stai o secundă, vine așa cum. Nu. 4 și cu 4 ori 2, 8, 12, nu? 12 și 12. Deci 1, 3, 5, 12. Acum să aștept 7. Nu, nu va fi așa. Deci vine, da, 7. Deci 7, dibuim și jos. 7. Știți de ce vine așa, da? Când mulțești cu asta cu așa, vine asta... E pe la 4. Nu-i 7. 5. Fii atent că nu-i 7. 5 ori 1 plus 5 ori 2. Nu? 5 ori 1 plus 5 ori 2. 7. 5 ori 2. Deci pe la 4 ar fi așa. Hai să numim. Pe la 4. 5, 12, 12, mulțim cu cine? Cu 1, 1, 2, 2. Egal. Egal cu 5, 5 plus 10. 10, 15. 15, 15. Și cum ar fi? Gata, am reținut. Oricum, arată așa. Ci sus e același șir. Și jos, același șir. Deci sunt două șiruri. Așadar, B la N va fi un șir XN, XN, YN, YN. Deci, bine, așa, după cât vedem noi, unde șirul XN, XN, mai insist o dată, deci din observat, din ceea ce obținem B la a doua, B la a treia, linia întâi este aceeași. 3, 3, 1, 1, 5, 5, 15, 15. Și linia a doua e aceeași, aceeași. Sigur, sunt diferite ca sunt termeni diferiți. Deci XN are rezultat. În felul următor. Primul termen al șirului este 1. Când avem B la a treia. B la a doua este 3. B la a... B la 3 e 5. B la 3 e 5. B la a doua, am vrut să spun. B la a doua e 3. B la 5. 15. Am văzut puncte, puncte. Iar YN este cel de-al doilea șir. Care începe cu 2. 4. 12. 36. Și puncte, puncte. Și acum. Ala e, am desfăcut binomul Newton, dar acum am găutesc cu B-ul ăsta. Poate de ce s-a întâmplat anterior, nu mai e lucrează așa disciplinat. Nu? Observăm că da. Totuși avem o șansă, că nu sunt patru șiruri diferite. Deci sunt doar două. Și la asta poate am baftă să finalizez. Și zic așa. B la N arată de forma XN, XN, YN, YN. Asta așa arată B la N. B la N plus 1, B la puterea N plus 1, arată de forma X indice N plus 1, X indice N plus 1, Y indice N plus 1 și Y indice N plus 1. Firesc, nu? Dacă șirul așa, la următorul, așa sunt termeni șirului. Da. Dar B la N plus 1, B la puterea N plus 1, înseamnă B la N ori B. Și înseamnă B la N, adică XN, XN, YN, YN, ori B, care îi 1, 1, 2, 2. Nu, eu așa era, 1, 1, 1, 1, 2, 2. Și mă gândesc la un sistem. Și acum,
va fi xn plus 2xn. 3xn va face, da? 3xn. 3xn. Yn. Yn și cu 2yn. 4. Păi, hai să vedem o dată. 1yn și cu 2yn. 3yn. 3yn și 3yn. Pe 3 în factor și va fi 3. 3B la N. 3B la N. 3B la N. Băi, dar asta e deșteaptă. Deci am sesizat că B la N plus 1, B la puterea N plus 1, egal cu 3B la N. Iar B la N ar însemna 3B la N minus 1. Nu? Da. După rețeta asta. Noi nu ne-am ocupat de șiruri de termeni și ăștia. Ne-am speriat repede și am plecat de la el. Dar din recurența asta, dacă un termen se obține din cel din față înmulțit cu 3, e o progresie geometrică. Da. Da? Grația 3. Înseamnă că de aici, de la N, ar arăta egal cu 3 la N minus 1, ori vezi. Păi da, hai să ne gândim. Când îți dă un șir în progresie geometrică, ce înseamnă așa? Înseamnă grația 3. Da. 1, 3, da? 1, 3, 9, 27 și mai departe. Da. Fiecare se obține din cel din față, înmulțit cu grația 3. Și atunci forma lui este asta. A la N egal cu primul termen, ori grația la putere N minus 1. Să ieșiți un pic mai mult. Poate v-ați uitat de chestia de clasa a 9, să vă progresiu. Să repetăm și pentru simulare. Deci, definiția progresiei geometrice este asta. Un termen oarecare, Bn, se obține din cel din fața sa, B indice N minus 1, ori Q. V-am zis cu Q era notat. Da, Q era. Da? Ei, ca să putem demonstra forma termenului general de aici, să facem raportul Bn supra B la N minus 1 egal cu Q, dacă da. Da. Și dacă se mulțesc ăștia toți între ei, se simplifică. Dar să o iau mai ușor. B2 egal cu B1 ori Q. Așa înseamnă, nu? B2 egal cu B1 ori Q. B3 egal cu B2 ori Q. Cel din față ori Q. B2 înlocuiesc aici. Și ce urmează? Că B3 este egal cu B1 ori Q și ori Q. Adică B3 este egal cu B1 ori Q la a doua. Da? Deci egal cu B1. Da, B3 egal cu B1 ori Q la a doua. B4 se obține din B3 ori Q. Dar B3 e deja știut. Egal cu B1 ori Q pătrat ori Q. Și face B1 ori Q la a treia. Deci de aceea B la N se înseamnă B1 ori Q la puterea cu un indice mai mic decât da, la putere mai mică unitate decât indicele, da. Și eu am spus că B la N egal cu 3 la N minus 1, cu 1 mai puțin de aici, ori B1 ori B, care e cazul nostru. În final, acum, am răspunsul. Că era vorba de matricea, care e matrice 3UB. Așa. Era matricea A1. Haideți să ne amintim că era scris aici, am pierdut de timp.
A1 egal cu I2 plus B, nu? Da. Atunci, A1 la N, A1 la N, egal cu I2 plus B, totul la N. Și egal după binomul Newton, egal cu... Am scris-o desfășurat, egal cu combinări din luate câte 0 ori... Combinări din 0 ori 2, plus combinări din M luate câte ori 1 ori B. Exact, plus combinări din luate câte 2 ori B la a doua. Și plus puncte puncte, plus combinări din M luate câte E ori B la E. Și egal cu... Combinări din luate câte 0 ori 2 plus combinări din luate câte 1 ori B plus combinări din luate câte 2 ori 3 ori B, că B la 2 e 3B, plus combinări din luate câte 3, aici să scrie și pe asta, combinări din luate câte 3 ori 3 la a doua mulțit cu B plus combinări din el la tichete 4, ori 3 la 3 B, și să mai departe plus puncte puncte, plus combinări de el la tichete N, 3 la N ori B. 3 la N ori B. Ori B. 3 la N minus 1. Deci mă păcălește. Da? Și egal mai departe cu cine? Egal cu... Aici pot să scoat de factor comun. Deci vine combinări din el luate câte 3 I2 de el luate câte 0 I2 plus B pe lângă. Combinări din el luate câte 1 plus 3 combinări din el luate câte 2 plus 3 la a doua combinări din el luate câte 3 plus, și rămâi departe, plus puncte, puncte, plus combinări de N luate câte N, ori 3 la N minus 1. Da? Ori combinări de N, 3 luate câte N minus 1, 3 la N minus 1, combinări de N luate câte N. Și acum, problema care se pune, foarte clar, se calcă suma asta. Deci am de calculat suma, combinări de M luate câte 1 plus 3 combinări de M luate câte 2 plus 3 la a doua combinări de M luate câte 3 plus mai departe, plus puncte, puncte 3 la N minus 1 combinări de M luate câte N. Nu știu cât face asta, habar, egal cu S. Deci notez cu S suma asta. Am să mulțesc un 3 peste tot. Tot o proiecție, dar și cu combinările. Să stricați jocul. Da? Știi ce am să fac? Am să mulțesc un 3 ca să aduc indiciile astea la aceeași chestie. Deci am să zic, 3, mulțesc totul cu un 3. Plus am 3 S. Da? Da? 3 S egal cu 3 combinări din N la T1 plus 3 la a doua combinări din el la tichete 2 plus 3 la 3 combinări din el la tichete 3 plus mai departe, plus punct de punct, combinări de 3 la N combinări din el la tichete N. Dar îi lipsește combinări din el la tichete 0. Atunci îți caduc combinări din el la tichete 0. Combinări din el la 0 în ambii membri. Și de fapt un 1 ar veni, da? Și vine 1 plus 3 S egal cu 1, care înseamnă combinări din luat N. Combinări din luat 0, pardon. Combinări din luat 0 sau combinări din luat N, tot același fi, dar combinări din luat 0. Plus 3 combinări din luat 1. Plus 3 la a doua combinări din luat 2. Plus 3 la a treia combinări din luat 3. Plus puncte, puncte mai departe, plus 3 la 3 la el, combinări din el la tichete iată. Știți voi din unde provine chestia asta?
1 plus 3 tot la el. 1 plus 3 tot la el. Ia dezvoltați pe 1 plus 3 tot la el. Bine, primul loc la el. Combinări din el are 0, 1, plus 3 combinări, plus combinări, așa, ori B-ul. B-ul e 3. De la 2 și așa mai departe. Am pus chestia asta și facem cât? 4 la el. Deci 1 plus 1 plus 3 ies egal cu 4 la n. Ies de aici este egal cu 4 la n minus 1. 4 la n minus 1. Totul supra 3. Deci e mecherea cu supra 3 la următorul punct. Da, de acolo se joacă cu supra 3 acela. Sunt grele astea pentru test? Sunt. Sunt dificile. Deci depășește nivelul mediu. Da? Te duce spre vârf. Deci nu se poate juca profesorul cu chestii de astea. Una, două, dar una, o chestie de asta și am verificat tot. Da, chiar că... Păi da, ai produs, ai tot șmecherii, tot felul de speculații. Ai una, două de chestii la care nu ți se prinde. Ia și mult timp. Dar l-ați văzut acel cu ala minus 1, care am avut un... Da. Ai indice minus 1. Îți venea în minte? Deci poți să te duci spre nota 10 cu chestiuni de finețe. Da? Deci asta îmi zic. Așa că le-ați ales foarte bine. Așa, în momentul de față, știu pe IS, adică suma asta de aici, și mă întorc și zic A1 la N, egal cu așa ceva, nu? Voi spune că A1 la N. Egal cu, uite, am aici, combinat din la T0, I2, care e I2 la urmă. Da. Este I2 plus suma asta ies, care o știu, 4 la N minus 1 supra 3, ori B. Nu? Ori B. Da. Parcă asta este, ori B. Și că B era dată 1, 1, 2, 2. Ia vedeți dacă așa, B, 1, 1, 2, 2. Așa este, da? 1, 1, 2, 2. Atunci este egal mai departe cu I2, care este 1, 0, 0, 1, plus 4 la N minus 1, totul pe 3, ori, hai să și mulțesc. Deci, înseamnă că voi avea 4 la N minus 1 pe 3, 4 la N minus 1 supra 3, jos 2 ori 4 la n minus 1 supra 3 și 2 ori 4 la n minus 1 supra minus 1 la bază supra 3. Face aici la adunare egal cu 1 plus 4 la n minus 1 pe 3. Da? Da? 4 la n minus 1 pe 3 și face 2 ori 4 la n minus 1 supra 3 și 2 ori 4 la n minus 1 supra 3 plus 1. Plus 1. Așa arată a 1 la n. Dacă vreți, mai pot face niște calcule, adun la aceeași numitor. Vine 3 și cu minus 1 face 2. Deci, hai să vedem. Hai să vedem ce ne dă ca formă. Egal mai zicea cu 3 și cu minus 1 face 2. Deci, 4 la n plus 2 supra 3. Apoi, 4 la n minus 1 supra 3. Apoi, 2 ori 4 la n minus 2, adică ar veni 4 la... nu, am zis să spun. 2 ori 4 la n minus 2 supra 3 și 2 ori, așa, 4 la n minus 1 jos aici este. Și face 4 la n minus 2 și cu 3 5 plus 1. Deci 2 ori 4 la n plus 1 supra 3.
poate sunt diferite la toate mișcările acestea. Ce pot să zic? Eventual scot 1 pe 3 în factor și așa rămâne. Da? Deci egal cu 1 pe 3 pe lângă matricea, 4 la N plus 2, 4 la N minus 1, 2 ori 4 la N minus 2 și 2 ori 4 la N plus 1. Deci este un... o matrice destul de ciudată, în sensul că dacă am fi căutat să facem noi A1 la N, A1 la A1 la 2, A1 la 3 și mai departe, ar fi fost chiar imposibil. Totuși, scriind-o ca o sumă de două matrici, I2U și plus B1, când ne-am apucat de B să-l calculăm, am avut o șansă. Pentru că B-ul era de forma sus 1, 1 și 2, 2, deci un șir care se genera și n-am bănuit prin progresie, hai să o spunem cu toată responsabilitatea, n-am simțit că va fi o progresie acolo geometrică, că termenii sunt în progresie, că B la N egal cu 3 la N minus 1 ori B și din dată ce am văzut asta, m-am întors în binomul Newton, B la a doua, B la a treia, și am scris așa, am sesizat că în psemnul lipseau niște termeni, că nu se sincronizează indicele de aici cu ăsta de aici, și am înmulțit cu un 3 pentru a avea în desfășurarea binomului Newton 1 plus 3 totul la N. Deci am notat suma cu S, am înmulțit cu un 3, am adunat un 1 ca să fie, să pornească bine, să fie toți termenii din dezvoltarea binomului. De la 0. Da? De la 0, combinat din relație 0 și atunci totul a curs natural. Natural în ghilimele. Nu chiar natural. Deci că a fost câteva momente de inventivitate. Nu? Da. În ieșiți. Care ar fi fost momente de inventivitate așa? Cu DS-ul. Eu cred că scrierea lui A1 ca o sumă de matrici. I plus B-ul. B-ul am tatonat-o. Am lucrat natural. Adică, băi, poate B-ul ăsta de la un loc încolo să vină matricea nulă, că vrem noi foarte mult. Dar ea era pur și simplu cu varianta de a scoate a unui factor în acolo, 3, 9 și așa mai departe, da? N-am văzut-o. Am văzut-o, am lăsat așa XN și YN, am dat drumul pe acolo, am muncit așa ce s-a văzut și în final am sensat că este trăierea cea și foarte, foarte frumos. De regulă, când mă aflu într-o față unui ieșiț așa care place oricului, nu vine să mă despart. Eu trebuie să învăț ceva de asta. Deci din bătălia care dau ieșiți, trebuie să învăț ceva. Asta este lucru clar. Algoritmul face mai bine. Așa, să vedem pașii care... Și unde am avut suspans, unde n-am știut să ies. Exact ca la un algoritm, cum spuneai, la o schemă logică, dacă, mă rog, faci bine bucla, sau dacă nu, cumva, la momente de bloc de decizii... Greșit ceva. Trebuie să vezi exact. Da, frumos, interesant. N-am fi avut nicio șansă dacă nu lucram tot. Deci momente importante, să zicem. Notați-vă, momente importante. Momente importante. Momente importante. 1. A1 egal cu I2 plus B. Este în primul moment. A1 egal cu B plus I2. Cum, de fapt, am învățat și la celălaltul. Da. Și am mers pe experiența câștigată de acolo. Așa. A1 la N egal cu I2 plus B totul la N. Egal cu, mai departe, combinat din latic 0, I2 plus B pe lângă. Pe lângă. Combinat din latic 1 plus 3, combinat din latic 2. Da? Așa, așa. Chestia așa. Așa. Descrierea și asta. Momentul al doilea, sau al treilea,
câte astea, al câte am, al treilea. Scrierea, înmulțim, notăm cu yes suma yes egal cu 1.0+3, că 1.0+2, așa, și mulțim cu 3. Este al treilea moment important, că mulțim cu 3. Și puncte, puncte, iese, iese de aici, egal cu 4 la n minus 1, totul pe 3. Da. Deci din munca aceea, după înmulțirea cu 3, găsim, punem mâna pe iese, egal cu 4 la n minus 1, totul pe 3. Cum? Se vede acolo. Ce vreau să vă propun? În fața unui exercițiu de acesta, rămâi o leacă, mă rămâi mai mult într-o analiză, ca să se extragi esențialul. Vreau să fie că pregătit de casă. Da, păi de ce nu spunem pe cea dreaptă? Eu la atâtea, mă rog, inspecții la care participam, ca profesor metodist, mă rog, în perioada aceea când mergeam și eu, cu profesorii, dar în locul ăla mai mers, așa, când mă duceam acolo și când vedeam cât efort depuneau acolo să citească de pe foițe și pregăteau totul așa, păi nu-i corect. Atunci, care-i deosebire? Tu înveți un exercițiu acasă și tu ceri acolo să el să-l facă, să se prindă de el. Păi nu-i posibil așa. Cel mai clar lucru este așa cum am făcut noi acum în seara asta. Nu ne-am găsit pe stradă să spunem, domnule, să vă dau hârtiuța asta, subiectul ăsta, vedeți cum faceți așa, că veniți acolo și vă faceți de râs în fața camerei. Așa ca o... ca o idee, mi-a plăcut totdeauna lucrurile acestea făcute cu rudie. Nu-i nicio rușine să zici că nu pot. Atenție, nu-i nicio rușine, chiar când se filmează. Trebuie să înțeleagă, cei cu care stai de vorbă, trebuie să înțeleagă și ajung să înțeleagă că tu ești și tu un om, dar ce este esențial este să poți deodată cu ei să faci chestia asta de e ca o aventură. Explorarea aceea în zonă necunoscută. Cum trăiesc eu ieșit la prima citire, vi-l comunic și vouă, că chiar l-ați văzut că l-am trăit și am bușbuit uneori și am zis, băi, ce fac acum? Poate nu, poate mă spuneam cu voce, dar în sufletul meu era, băi, trebuie să găsesc o idee, ce fac? Asta este latura pe care eu vă dezvolt foarte tare în lecțiile mele. Partea creativă. Da, deci nu chestia asta, nu algoritm comunic, descoperim algoritm. Nu se poate la matematică, înveți mecanic, pe teros toate locurile acelea, nu le poți ține minte. Asta înveți, nu le uiți, asta e povestea. Trigonometria bunoană, care e un set de formule acolo, așa, dacă nu știi firul roșu, n-ai nicio șansă. Eu eram în clasa a 10-a, nu știu dacă ți-am pus asta, da? Nu știam nimic, așa m-am văzut în situația aceea, când am încercat să fac și un exercițiu, nu mai știam nicio formulă. Și atunci m-am apucat într-o duminică și am demonstrat de la cu cartea în mână, ținând și plângând. Dar trebuie să plângi. Asta e povestea. Adică dorești tu asta. Nu mă cer mama, tata, nu mă cer bunica, să știu ce duce și învață că... Da. Nu, eu am plecat. Și mi-a zis, de ce m-am dus la școală? Deci eram așa, de ce m-am putea să stau? Băteam pincica, nu știu, mingea, așa, era, pierdeam timpul. Așa m-am zis, degeaba, nu se poate, trebuie să știu. Și o zi întreagă am demonstrat formulii de două ori, o dată făcând așa, prima dată le-am făcut perfect, și ori de câte ori ca profesor am predat, n-am făcut decât să-mi amintesc cum am trăit o emoție aceea și starea aceea de supărare. Și așa, de acolo, tot timpul îi spune. Și eu nu știu nicio formă. Dar știu să-l deduc. Deci dacă v-am întâmpinat dificultăți și nu ceva nu merge... Aveți să am trigonometrie. Deci am volum acela de trigonometrie. Pentru 18 volum, dar demonstrate frumos. Făcut toată trigonometria e quasi trigonometrie și tot dus până la vârf. Într-un limbaj de asta accesibil. Și de aceea, mă rog, sunt milioane de copii care mă văd. Iată, tu ai aflat de la prietenul tău. Dar ce păcat că nu iese cineva să spună, domnule, există omul ăsta care face chestia asta. Putem urmări. Nu ne-a putut mie dat acum prietenul să fac treaba asta. Dar ea n-a mai fost înregistrată că a fost o greșeală. Dar de regulă înregistrez toate lecțiile și le pun ridic pe YouTube. Acolo le pot găsi, le vezi de nou.
Așa sunt discuții prietenească, cum vedeți voi. Nu e o discuție profesor-elev, ci niște oameni care sunt... Cu diferența. Da, este degajat. Așa făceam lecțiile și la clasa, care le aveam acolo la un moment dat. Clasa aceea de superbă, ne-a pus și informatică, mai mai și informatică. Ei, eu acolo nu mă duceam la elevi, mă duceam la colaboratorii mei. Ce? Era superb. Era superb. Deci nu mă duceam niciodată să știu un exercițiu. Zice, băi, hai să vedeți, faci mie ieșitul ăsta. Nu iese sau nu iese? Și acolo toată lumea muncea. Domnule, să vedem ce facem, ce idee ne vin, nu știu ce. Domnul profesor, mi-a venit o idee, haideți să încercăm. Asta era stilul. Da? Deci, de ce era plăcut? Era un plăcere, da, așa dacă e profesorul. Nu, sub stresul acela, că nu știu. Nu e obositor. Bine, sunt și categoria celor care nu vor să se înhame la treabă, dar dacă tu ai niște oameni care chiar vor, n-ai decât să le biciui foarte fin, fără să simt. Atât. Și se tot duc frumos și colaborează. Bunoară, față de anul trecut, tu te văd un pic mai interesat, altfel. Ți-ai schimbat comportamentul. Anul trecut era așa, lasă-mă să lasă. Dar că ai frumos materia asta. Da. Ei, începem să descoperim. Și cei care se duc și văd în filmele pe internet, sunt înnebuniți. Îmi place cum vorbește omul ăla. Dar vorbește din suflet. El nu mimează, nu falsează în tot. Exact așa cum făceam lecțiile pe tabla asta, pe spatele grajdului acela, când eram în câmp acolo, ai văzut vreo lecție? Am văzut, da? Da. Superb. La un moment dat cineva făcea comentariul, domnule, om natural. Îl fugăreau muștii din albinele, și-a pus masca și făcea ca să-i lecția. Vezi un film de acolo? Am văzut. Da? Deci eram stresat dificil, nu am putut să las ieșiți acolo nefăcut. M-a venit cu masca. Sau n-am făcut. Așa, dar la chestia asta v-am uitat și văd cât e 6:30? 10. 10:30, da. 10:30? Da. Ne oprim, măi, dăm noaptea asta, vorbim aici. Trebuie să fie vreo legător, nu m-am uitat acolo, dar trebuie cu 1 pe 3, acela, da, supra 3. Da, e sub copii de sumă. A, așa, cred că se de acolo. Nu, copii de asta, chiar așa, de asta. Nu. Mi a crecut altfel de chestia. Băi, ridică mai mult. Da. Ce aș da eu, bunoare, dacă mă țin pe la? Da, Gigi. Acum plec. Păi n-am plecat, dar ei nu văd numărul meu când armez. Văd acolo. Așa. Bun, rezolv. Bine, bun. La revedere. Așa, mai... Se rindeza la... Acum, să oprim.